De foarte multe ori avem momente când ne punem cele mai random întrebări în cele mai random situații. Nu ți s-a întâmplat ca seara să nu poți dormi și fix atunci să te gândești la tot felul de lucruri? Și eventual să te întrebi de ce nu poți gândi așa și pe timpul zilei? Uneori se întâmplă să știi deja răspunsul la întrebările respective, însă asta în cazuri mai rare. Totul se schimbă din momentul în care nu știi răspunsul. Începi să întrebi tot ceea ce faci și cauți, întrebi în stânga și în dreapta sau chiar pe internet, că e mai accesibil și eventual găsești răspunsul care să satisfacă nevoia. Astăzi ți-am pregătit câteva lucruri uimitoare și la fel de random, pe care probabil nu le știai acum 5 minute. Dacă sună interesant, lasă un like, abonează-te la canalul nostru și apasă pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postăm ceva nou. Ouăle albe sau maro? La supermarket se întâmplă să treci de cele mai multe ori și pe lângă raionul cu ouă. Nu ai observat că sunt unele ouă albe și altele cu o nuanță de maro? Cât de relevant este culoarea lor? Ei bine, aproape deloc, deoarece s-a demonstrat că între cele două tipuri de ouă nu e diferență mare a valorii nutriționale. Ouăle de culoare, sau non-culoare mai bine zis, albă, provin de obicei de la găini cu penaș alb, care au în spatele urechii formațiuni de piele de culoare albă și sunt mai ieftine de întreținut. În schimb, ouăle maronii sunt depuse de găini din rase brune sau chiar roșcate, care au în spatele urechii formațiuni de piele de culoare roșie și sunt mai scumpe de întreținut. Ouăle maronii sunt mai mari decât cele albe și de asta sunt mai costisitoare pentru buzunarul tău. Totuși, sunt diferențe foarte mici de gust între ele, asta pentru că sunt crescute în condiții similare. De exemplu, ouăle care provin de la găini crescute în aer liber și hrănite cât mai natural sunt mult mai gustoase decât ouăle provenite de la găini hrănite cu tot felul de chimicale și stimulenți. Cât de multă pasta de dinți trebuie să folosim? Sunt sigur că ați văzut în multe reclame sau alte imagini că pasta de dinți este pusă pe toată lungimea periuței, nu-i așa? Acest lucru este mai degrabă o strategie de marketing folosită de producători care să te facă să consumi mai repede un tub de pastă de dinți și, evident, să cumperi altul nou. Cel mai bine e să pui puțină pasta de dinți pe periuță și să te speli măcar de două ori pe zi. Nu cred că vrea nimeni să-i să spună că-i miroase gura. De ce lasă avioanele o dâră albă în urmă? Cine nu a văzut măcar o dată pe cer o urmă lăsată de un avion? Este vorba despre dârele de culoare albă pe care unele dintre aeronave le lasă în spatele lor, care după un timp dispar. Aceste dungi de culoare albă poartă în limba engleză denumirea de contrails, iar cuvântul este prescurtat de la condensation trails, care s-ar traduce prin românescul urme de condensare. Urmele sunt, de fapt, niște nori artificiali, la fel ca motoarele automobilelor și motoarele avioanelor ard carburantul și degajă gaze de eșapament. Acestea conțin, printre altele, vapor de apă și impurități. La înălțimi de aproximativ 1000 de metri, gazele din reactor, care au o temperatură ridicată, intră în contact cu aerul uscat și rece de aproximativ minus 40 de grade Celsius. Diferențele mari de temperatură duc la condensarea și înghețarea acestor vapori de apă, devenind astfel cristale de gheață. Astfel se formează dungile de culoare albă pe care le observăm de pe Pământ. Aceste urme de condensare pe care le lasă avioanele în urmă se pot întinde pe distanțe de până la 150 km și pot sta pe cer până la 24 de ore. De ce lenjeriile de la hotel sunt albe? Lenjeria de pat vine într-o varietate de culori și țesături, de la gri la roșu și albastru. La fel și prosoapele de baie, așa că este puțin probabil să nu cunoști pe cineva care preferă să doarmă în lenjerii colorate. Cu toate acestea, când mergi la un hotel, vei observa că deși multe elemente din cameră sunt colorate, cearșafurile și prosoapele sunt aproape întotdeauna albe. Având în vedere că aceste unități primesc o mulțime de vizitatori, alegerea îți poate ridica semne de întrebare. Ei bine, chiar dacă lenjeriile albe se murdăresc mai ușor, hotelierii le preferă pentru că dau impresia că încăperile sunt mai luxoase, mai proaspete și mai curate. Imaginează doar că te urci într-un pat cu cearșafuri mai întunecate. Te-ai putea întreba dacă pe aceasta se află lucruri pe care nu le poți observa cu ochiul liber. În ceea ce privește lenjeria albă, este ușor să te asiguri că aceasta a fost recent spălată. Din punct de vedere logistic, cearșafurile albe facilitează și curățenia. În loc să fie nevoie să separe articolele în funcție de culoare, acestea pot fi spălate la un loc cu prosoapele. Indiferent de durata de folosire, lenjeria albă pare strălucitoare și nouă și este profitabilă pentru designerii hotelului, fiind neutră și putând fi combinată cu orice culoare interioară. Cum a apărut sensul acelor de ceasornic? Motivul principal pentru care acele ceasurilor se mișcă în direcția pe care o știm se datorează mișcării de revoluția Pământului. De asemenea, s-a întâmplat ca o parte semnificativă a civilizației umane să se dezvolte în emisfera nordică. Dacă ești undeva în emisfera nordică și observi mișcarea soarelui pe cer, vei vedea că descrie un arc de cerc în sensul acelor de ceasornic. Soarele călătorește dinspre est, deasupra capului și ajunge la vest, unde apune.
Pe măsură ce tehnologia ceasului a progresat și oamenii s-au îndepărtat de cadranele solare, acele ceasurilor au continuat să se miște în sensul acelor de ceasornic. Avea sens, deoarece oamenii erau familiarizați cu cadranul solar. Nimeni nu știe concret dacă chiar așa este, dar această teorie este cea mai plauzibilă. Dacă ceasul mecanic ar fi fost inventat în emisfera sudică, cel mai probabil și sensul rotației al ceasului era invers acelor. De exemplu, în 2014, ceasul de pe clădirea Congresului din La Paz, Bolivia, a fost modificat pentru a funcționa invers. Ministrul de Externe al Boliviei l-a declarat ceasul sudului. De ce este folosită culoarea roșie pentru a ne atrage? Culoarea roșie este o culoare des folosită pentru a ne acapara privirile. De pildă, acele pahare pe care le cumperi pentru o petrecere cu prietenii și în care poți să spui băutura preferată sunt de culoare roșie cel mai des. Nu excludem și alte culori mai stridente, precum albastru sau verde. De ce totuși? Această culoare este foarte ușor în evidență și poți să-ți găsești mai ușor paharul tău printre toate pungile de chipsuri sau castroanele cu popcorn. Sfatul meu este să scrii cu un marker sau un pix numele pe pahar, ca să fii sigur că nu bei altceva care s-ar putea să-ți pice rău mai târziu. La un nivel mai psihologic, culoarea roșie provoacă efectuarea unei acțiuni. Iată încă un exemplu. În supermarketuri, etichetele de pe produsele aflate la reducere sunt întotdeauna de o culoare stridentă, cel mai des roșie. Astfel, îți sare în ochi eticheta respectivă și prețul care în unele cazuri nu e chiar atât de redus și sunt șanse să cumperi unele produse de care poate nu aveai cea mai mare nevoie. De ce taxiurile sunt galbene? Dacă tot am vorbit despre culori, hai să vedem de ce sunt taxiurile galbene, pentru că sigur te-ai întrebat asta măcar o dată. Chiar dacă nu există legi care să impună galbenul ca și culoare obligatorie, cele mai multe taxiuri din lume sunt galbene. Istoria taxiurilor de culoare galbenă a început cu un secol în urmă în Statele Unite, iar acest design creat de americani s-a propagat rapid pe tot globul. Primul taxi galben din New York a apărut oficial în anul 1912, cu un tarif de 50 cenți pe milă. După numai 2 ani, a apărut cea mai populară formă de transport public modern, Yellow Cab, fondată de către un vânzător de mașini, John Hertz, în anul 1914 în Chicago, statul Illinois. Atunci când a decis să pornească această afacere cu mașini care să transporte persoane contra cost, John Hertz a căutat metode de a-și diferenția taxiurile de mașinile personale ale oamenilor. În acest sens, afaceristul a comandat un studiu pentru a vedea ce culoare este mai mult în evidență la o distanță mai mare. Cercetările au fost realizate la Universitatea din Chicago, care a indicat că galbenul este o culoare impersonală și mai ușor de observat într-un loc aglomerat. Și astfel au apărut emblematicele taxiuri galbene. Care este explicația pentru deja vu? Mulți au experimentat senzația stranie că au mai trăit ceea ce tocmai s-a întâmplat. Sentimentul de deja vu apare spontan și reprezintă o puternică impresie de familiaritate a unor locuri necunoscute sau evenimente trăite, deși este o experiență total nouă. Șansa ca o persoană să experimenteze senzația de deja vu în decursul vieții este foarte mare. Conform mai multor studii, aproximativ 2/3 din indivizi au avut senzația stranie de deja vu. Cercetătorii afirmă că este un fenomen foarte greu de studiat în laborator, din cauza faptului că nu există un stimul identificabil care ar putea arăta clar de la ce pornește sentimentul de familiaritate. Pentru deja vu există multe explicații. Unele fac referire la lucruri supranaturale. Că ai mai vizitat acel loc sau ai mai făcut lucrul respectiv într-o viață anterioară. Altele spun că ai sentimentul de deja vu pentru că, cel mai probabil, ai visat acel lucru. Dar explicația acceptată de majoritatea oamenilor este că deja vu are de-a face cu memoria. Ca atunci când ai un cuvânt pe vârful limbii sau o idee în vârful minții, doar că nu ți este accesibilă în acel moment. Cam atât și pentru azi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apreciezi videoclipul și să ne spui în comentarii ce alte curiozități random ai vrea să afli sau chiar ai vrea să ne povestești.